După o pauză de 3 ani, Romanian Science Festival revine în județul Argeș în format fizic. Cea de-a treia ediție va avea loc între 22-24 septembrie și este cea mai extinsă de până acum, aducând publicului multe elemente inedite. La Colegiul Național din Nicu Golescu, evenimentul s-a desfășurat pe două module. Primul modul a avut loc în sala de sport, unde elevii de liceu au luat parte la diferite experiențe oferite de mentori, însumând domeniile matematică, robotică, informatică și fizică. Avem două experimente. Unul este cu turnurile din Hanoi, pe care vi-l va prezenta colega mea Briana, iar cel pe care îl voi prezenta eu este un algoritm de inteligență artificială care aduce la viață culorile dintr-o poză mai veche. E un program bazat, cum am zis, pe inteligență artificială, adică în momentul în care îi dau calculatorului poza alb-negru, se rulează un algoritm prin care calculează care ar fi culorile optime prin care se poate colora poza, iar cum a văzut că în această poză e vorba despre o stâncă și cer, s-au colorat exact cum trebuia. Și fotografiile vechi se pot transforma? Da. În funcție de contextul pe care îl vede calculatorul, le readuce culorile cele mai potrivite. Prezint un joc matematic care are la bază o legendă. Dintr-un templu budist se spune că există 64 de discuri de aur, iar fiecare călugăr va muta câte un disc în fiecare zi pentru a reuși să mute toată coloana de 64 de discuri pe următoarea tijă. Și se spune că atunci când toată coloana va fi mutată, lumea se va sfârși. Regulile jocului sunt de a muta câte un disc pe rând, iar cercul mai mare să nu fie peste un cerc mai mic. Mutările sunt reprezentate de un algoritm în informatică. Acesta reprezintă 2 la n-1, n-ul reprezentând numărul de discuri, iar calculatorul face mult mai rapid decât am face noi oamenii. Avem o problemă de geometrie de clasa 8-a. Mulți ne-au zis că ar fi fost bună înainte de evaluarea națională. Deci avem un cub normal și o furnicuță foarte leneșă, care trebuie să plece din colțul ăsta al cubului și să ajungă în colțul opus. Ea nu poate să zboare, dar vrea să-și maximizeze timpul, vrea să ajungă cât mai repede în colțul opus, pe cea mai scurtă suprafață. Și cum face furnicuța? Asta e întrebarea noastră pentru elevi. Trebuie să ne spună ei cam care-i traseul furnicii. Acum ne spuneți dumneavoastră. Normal că vă spunem. Ce trebuie ea să facă e să se gândească, ok, cum ar arăta toate lucrurile astea dacă le-am transpune în două dimensiuni. Și atunci, ca să le fie mai ușor să vadă lucrurile astea, le-am printat și niște cuburi, dacă le-am desfășurat, cum arată ele. Și atunci ei identifică colțul ăsta de aici al cubului și după aia întrebăm, ok, dar care e colțul opus? Și aflăm că, de fapt, colțul opus e chiar aici. Dacă îi întrebăm pe oricine care e cel mai scurt drum de aici până aici, toți ne arată că e ușor să tragi o linie, dar atunci când îi întrebăm în 3D, în 3 dimensiuni, o să vadă că dacă pleacă de aici, o să meargă până la jumătatea cubului și de la jumătatea cubului până în colțul opus. Așa că vrem doar să-i facem să înțeleagă conceptele astea destul de teoretice, chiar să-l vadă cubul în viața reală, să poată să pună mâna, să-și dea seama cum arată. Al doilea modul, care a cuprins științele naturii, fizica și chimia, s-a desfășurat în cantina colegiului și s-a adresat elevilor de gimnaziu. Diferitele experiențe au atras elevii, iar explicațiile mentorilor i-au făcut curioși. Trebuie să-l tăiem, așa, să-i scoatem semințele și coaja și să-l băgăm la blender cu apă. Bun, după ce îl băgăm la blender, ce facem? După ce îl băgăm la blender, îl blenderuim ca să putem, prin centrifugare, sparge peretele celular. Și după ce spargem peretele celular, o să ne rămână decât membrana celulară, care ține înăuntru citoplasma și nucleul care conține ADN. Scopul nostru este să scoatem din centrul celulei ADN-ul ca să putem să îl arătăm, cum a fost și în exteriorul anterior. Mulți poate nu știu ce este ADN-ul, ne spui? ADN-ul este... Este un acid. Este un acid. Este prescurtarea de la acidul dezoxiribonucleic, care transmite în corp informații genetice de la părinți și, pe scurt, tot ce suntem noi se găsește în ADN. Inima de porc este asemănătoare inimii de om și a fost vorba de o disecție. Am prezentat inițial structura pe mulaj pentru că e mult mai ușor și după care am făcut și o disecție a inimii. Mulajul nu corespunde 100% cu ceea ce vedem în corpul uman și am preferat să le avem pe amândouă.
Este vorba despre cheagurile de sânge care au fost găsite în interiorul inimii și ceea ce se găsește în interiorul unui cheag de sânge, și anume țesutul conjunctiv fluid, care în termen normal, să spun așa, este sângele. Este pentru prima dată când caravana de știință sosește în Câmpul Lung și poposește la Colegiul Național din Nicu Golescu. Pentru elevi este un alt mod de a-și însuși cunoștințele din domeniul științelor, de data aceasta nu numai teoretic, ci și practic. Cât de importantă este o asemenea activitate? Adică, cum să spun, cât contează pentru elev să-l scoți din clasă și practic să vină să vadă pe viu aceste lucruri? E viața reală, e ceea ce le folosește lor mai târziu. Suntem obișnuiți să transmitem numai noțiuni teoretice în sala de clasă, noțiuni care sunt sau nu asimilate, de fapt sunt tocite de ei și reproduse ca să obțină o notă mai mare. Ei bine, astăzi e altfel, e o altă paradigmă. E un mod mai ușor și mai plăcut de a învăța fizică, chimie, biologie. E ceea ce ne-am fi dorit și noi când eram de vârsta lor. Și cred că e viitorul, ăsta este viitorul, cu siguranță. În organizarea festivalului s-a implicat un mare număr de voluntari, elevi, membri ai comunităților locale, antreprenori și pasionați de științe, dar și 30 de mentori locali din rândul profesorilor. Scopul principal al evenimentului este de a sprijini educația științelor din România prin metode non-formale, prin implicarea diasporei academice. Evenimentul dorește să ofere o platformă care reunește pasionații de știință, cultivând astfel parteneriate cu organizațiile autohtone, inițiative locale, ateliere, cluburi și instituții de învățământ preuniversitar și universitar.